pregătirea meciului, pentru că se joacă din 3 în 3 zile și ieri a făcut un antrenament de refacere după meciul de la Craiova. Urmează să analizăm adversarul. Am văzut meciul de ieri, o echipă bună, o echipă puternică. O arată și locul 4 în clasament. O să avem un meci greu, o luptă, dar ultimile meciuri ne dau speranțe și cred eu că echipa va face totul, se vor lupta la fel și ca să ieșim victorioși de pe teren. FC Argeș vine după o perioadă foarte, foarte bună. Suntem neînvinși în acest retur de campionat. Putem continua pe aceeași linie? Ăsta este obiectivul nostru. Muncim pentru lucrurile care se întâmplă pe teren. Băieții sunt foarte concentrați, sunt responsabili. Echipa arată într-adevăr ca o echipă și asta ne dorim. Având în vedere faptul că se joacă din 3 în 3 zile, putem vedea sau te-ai gândit la o rotație a jucătorilor să mai... Nu știu dacă vor interveni schimbări. Asta și în funcție de accidentări, în funcție de starea fizică a jucătorilor, dar vom vedea acest lucru analizând acești factori și vom lua decizia cea mai bună pentru echipă. Sepsi, un alt adversar greu, la fel ca aproape de valoarea FCSB-ului și a Craiovei. Programul este infernal pentru echipa noastră. Asta este programul, trebuie să jucăm cu toate echipele, nu avem ce să facem, deci vorbim și acum, ori mai târziu. Pentru noi nu cred că există meciuri ușoare. Suntem în situația în care trebuie să tratăm fiecare meci la victorie, să luăm ceva, să obținem ceva. Ăsta e obiectivul nostru și vedeți că ușor am ieșit din zona aia în care vorbeam că nu ne face cinste și acum trebuie să continuăm pe linie asta. Ce așteptam? Știe dacă va fi un meci greu pentru știe ce locul e Sepsi, doar noi avem la fel cred calitate și avem jucători buni și v-am dat toți pentru un rezultat bun. FC Argeș traversează o perioadă foarte bună. Care este secretul acestor rezultate? Secretul că sunt muncam toți 100%, dar cu jucători primul până ultimul și cu stafful și cu toții, pentru doar așa putem fi un rezultat ceva bun. De la venirea lui Andrei Prepeliță, fața și jocul echipei s-a schimbat în bine. Ca antrenator are su propria, cum se spune, idee, o vizie. Și noi cu antrenorul Andrei le cunoscăm înainte și el cunosc și echipa și jucătorii mai bine dacă celălalt. Dar asta e, cum am zis înainte, munca de toți, de toți și cred că asta va fi doar început, cred că asta echipa a crescut zi pe zi. FC Argeș a reușit să obțină puncte și cu FCSB și cu Universitatea Craiova. Obține și cu Sepsi? Poate chiar 3? Cred că da, noi v-am muncat pe teren și v-am vedea după mine, dar v-am dat tot 100% și v-am vedea, doar pot promis dacă tot jucător, cine va juca, cine va sta, echipa va da 100%. Ok, mulțumim și vă.